În folclorul fotbalului sunt mai multe expresii care definesc din plin valoarea fotbaliștilor germani. Poți fi sigur că i-ai bătut pe nemți doar când urci în autocar sau alta, fotbalul e simplu, se joacă 11 la 11 și până la urmă tot nemții câștigă. De-a lungul vremurilor, naționala Germania a devenit de 4 ori campioană mondială, în 1954, 1974, 1990 și 2014. S-a impus de 3 ori la campionatele europene, 1972, 1980 și 1996, și odată a triumfat la Cupa Confederațiilor în 2017. De asemenea, în galeria nemților se regăsesc 7 baloane de aur. Prieteni, după ce am vorbit despre francezi, brazilieni, argentinieni, portughezi și olandezi, astăzi a venit vremea să-i cunoaștem pe cei mai mari fotbaliști din istoria Germaniei. Iar despre cine va fi următorul top, decideți chiar voi în comentarii. Așa, fraților, înainte de a merge mai departe, v-aș ruga să apăsați butonul de subscribe. Hai să ne apropiem cât mai curând de 100.000 de abonați. Mulțumesc și vizionare plăcută! Pe locul 15 se află 3 mari campioni din secolul 21. Știu, v-ați obișnuit să deschidem topurile cu 2 jucători, însă de această dată chiar nu am putut altfel. Iar primul despre care vom vorbi este Philipp Lahm, capitanul Mannschaftului de la gloriosul mondial din 2014. Lahm a fost alături de echipa națională la fiecare turneu mare, începând cu Euro 2004 și până la Euro 2016. În total a strâns 113 meciuri, astfel devenind al 5-lea cel mai selecționat jucător din istoria germană. Aproape toată cariera acesta a evoluat la Bayern, cucerind toate trofeele posibile. A fost de 8 ori campion național, a cucerit 6 cupe și 3 supercupe. De asemenea, a triumfat și în Liga Campionilor și în Supercupa UEFA, dar și la Campionatul Mondial al Cluburilor. Tot pe 15 se află și Bastian Schweinsteiger, și el a fost acolo cu echipa națională întotdeauna de la Euro 2004 până la Euro 2016, devenind campion mondial în 2014. În total, Schweini a adunat 121 de meciuri în tricoul echipei naționale, devenind al 4-lea cel mai selecționat jucător din istoria Germaniei. La nivel de cluburi, la fel ca și Lahm, acesta a cucerit toate trofeele posibile alături de Bayern. Pe final de carieră, acesta a evoluat și la Manchester United, dar și în Statele Unite la Chicago Fire. Și al treilea care deschide topul nostru este Lukas Podolski, și el, la fel ca și Lahm și Schweinsteiger, de neînlocuit în națională de la Euro 2004 până la Euro 2016. Doar că acesta, poate spre mirarea cuiva, are cifre și mai bune. Cu 130 de prezențe în tricoul Mannschaftului, Podolski este al treilea cel mai selecționat german all-time, și cu 49 de goluri este la fel al treilea cel mai mare marcator din istoria selecționatei germane. La nivel de cluburi, acesta și-a trecut în CV evoluții pentru giganți ca Bayern, Inter sau Arsenal, dar mai mult a fost renumit pentru fidelitatea sa față de marea lui dragoste, FC Köln. Pe locul 14 se află superbul Mihail Balak, însă pe cât de valoros, pe atât de ghinionist era renumitul mijlocaș. Ne amintim de acel 2002 în care Bayer Leverkusen a ratat dramatic titlul în Germania, a pierdut în finala cupei și, desigur, în finala Ligii Campionilor contra Realului. O echipa națională, Balak a fost la fel urmărit de o piazărea. Tot în 2002 pierdea în finala cupei mondiale contra Braziliei și în 2008 pierdea finala de la Euro în fața Spaniei. Totuși, nereușitele sale n-au cum să pună la îndoială statutul său de legendă a fotbalului german. În total, acesta a strâns 98 de selecții și a înscris 42 de goluri, fiind al 8-lea cel mai mare marcator din istoria naționalei sale, și asta chiar dacă era mijlocaș. Totuși, în cariera lui Balak au fost multe momente frumoase, cum ar fi triumful din Bundesliga alături de Kaiserslautern în 1998, iar asta era o mare surpriză la acea oră. Apoi au urmat multe trofee importante alături de Bayern și de Chelsea. Mihail Balak a fost desemnat de 3 ori fotbalistul german al anului, a fost menționat de către Pele în topul FIFA 100, clasament care cuprinde cei mai influenți fotbaliști din toate vremurile.
Cu o treaptă mai sus se află balonul de aur din 1996, Mattia Sammer, an în care acesta devenea campion european pe stadioanele din Anglia. În lupta pentru titlul de cel mai bun fotbalist al planetei, fundașul german îl bătea cu o diferență de doar un punct pe brazilianul Ronaldo. Sammer a debutat pentru naționala propriu-zisă a Germaniei în 1990, după picarea zidului. În trecut însă acesta jucase timp de 4 ani pentru selecționata Germaniei de Est. La nivel de cluburi, Mattia Sammer nu a avut deficit de trofee. Alături de Dortmund a devenit dublu campion al Germaniei și, desigur, în sezonul 1996-1997 a triumfat în Liga Campionilor. S-a mai impus în Bundesliga și alături de Stuttgart și a mai fost dublu campion al Germaniei de Est alături de Dinamo Dresden. Pentru tot ce a oferit fotbalului, britanicii de la World Soccer l-au inclus pe Mattia Sammer printre cei mai mari 100 de fotbaliști all-time. Pe locul 12 se află un alt colos al fotbalului german, Rudi Völler, campion mondial în 1990. Völler a reprezentat naționala Germaniei în 90 de partide în perioada dintre 1982 și 1994. A înscris 47 de goluri, performanță care îl clasează direct pe locul 4 în lista celor mai buni marcatori din istoria bogată a selecționatei germane. La nivel de cluburi, neamțul a petrecut cea mai frumoasă perioadă a carierei la AS Roma. Nu a cucerit decât o cupă a Italiei, însă pentru tot ce a oferit clubului a fost inclus în Muzeul Legendelor Eterne ale celor de la Roma. Apoi a mai trecut și pe la Olympique Marseille, unde a cucerit cel mai important trofeu la nivel de cluburi, Liga Campionilor, în 1993. Völler a fost un atacant super longeviv. Pe vremea când evolua la Werder, a fost inclus de 3 ori la rând în primul 11 al Bundesligii între 1983 și 1985. Apoi, 10 ani mai târziu, în penultimul sezon al carierei, acesta din nou a fost menționat în echipa simbolică, la cea oră evolua la Bayer Leverkusen, care de altfel a fost ultimul său club, iar după retragerea acesta și-a legat strâns viața de cei de la Leverkusen. Mai sus cu un loc se află colegul din atac al lui Rudi Völler din echipa națională, fiind vorba despre Jürgen Klinsmann. De altfel, cei doi, comparați adesea, au înscris pentru Mannschaft ambii câte 47 de goluri, împărțind treapta a patra în lista celor mai buni marcatori din istoria naționalei. Klinsmann însă are un plus la nivel de selecții. 107 partide în cont, acesta este al șaselea cel mai selecționat neamț all-time. Un alt avantaj al lui Klinsmann față de Rudi Völler este triumful de la Euro 1996. La acea oră, Völler deja își anunțase retragerea. De asemenea, un alt capitol la care se impune Klinsmann este prezența acestuia în clubul select creat de Marele Pelé. De asemenea, acesta a mai fost desemnat de 2 ori fotbalistul german al anului. La nivel de cluburi, Jürgen Klinsmann se poate lăuda cu trofee importante alături de Bayern și Inter Milano. Klinsmann s-a retras după mondialul din 1998, când la 34 de ani era capitanul nemților. Deschide top 10-ul superstarul german din anii 70 și 80, Paul Breitner, acesta fiind ocupantul locului 2 în cursa pentru balonul de aur din 1981, fiind depășit atunci de compatriotul rumenighe. Alături de echipa națională, Breitner a devenit campion european în 1972 și campion mondial în 1974, de asemenea fiind odată, dar la o vârstă destul de înaintată, desemnat fotbalistul german al anului. Și-a început cariera la Bayern, unde a devenit de 2 ori campion al Germaniei și odată triumf în Cupa Campionilor, a.k.a. Champions League. Apoi a urmat o aventură la Real Madrid, unde a triumfat de 2 ori în La Liga, ca mai apoi către amurgul carierei să se întoarcă la Bayern și să fie din nou unul dintre cei mai buni, impunându-se de alte 2 ori în Bundesliga. Paul Breitner a fost inclus de către Pelé în topul FIFA 100. Acesta era supranumit Afro din cauza frizurii sale. Și fără dubii, părul, mustața și barba acestuia rămân simboluri eterne pentru fotbalul din Germania. Pe locul 9 se află primul neamț din istorie care a ținut în mână trofeul de campion mondial, fiind vorba despre legendarul Fritz Walter, care a condus Mannschaftul spre titlul mondial în 1954. Walter și-a reprezentat țara timp de 18 ani, din 1940 până în 1958, perioada în care a strâns 61 de partide și a marcat 33 de goluri. La acea oră însă meciurile naționalelor aveau loc mult mai rar, cu siguranță cifrele lui Walter ar fi fost mult mai impresionante dacă ar fi
fi evoluat în prezent. Întreaga carieră la nivel de cluburi, marele atacant a reprezentat-o doar pe Kaiserslautern. A strâns 364 de meciuri și a marcat 357 de goluri. A devenit de două ori campion al Germaniei și până în prezent este considerat cel mai mare fotbalist din istoria clubului. Fritz Walter a fost decorat post-mortem cu Ordinul de Merit din partea celor de la FIFA, iar nemții l-au inclus în Muzeul Legendelor Nemuritoare. Pe locul 8 se află revoluționarul Manuel Neuer, omul care a schimbat radical conceptul de portar modern, demonstrând că jocul de picior este un aspect esențial pentru un goalkeeper. Manuel Neuer este campion mondial în 2014, an în care s-a clasat pe locul 3 în lupta pentru balonul de aur, iar francezii de la L'Équipe chiar l-au desemnat fotbalistul anului. Neuer a strâns până acum 96 de meciuri pentru echipa națională, fiind cel mai selecționat portar din istoria nemților. Alături de Bayern, marele Neuer a cucerit două trofee ale Ligii Campionilor, două supercupe UEFA, s-a impus odată la campionatul mondial al cluburilor, de 8 ori în Bundesliga, de 5 ori în Cupa Germaniei și de 5 ori în supercupă. La finalul anului 2020, cei de la France Football l-au numit al treilea cel mai mare portar al tuturor vremurilor. Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului l-a numit de 5 ori cel mai mare portar al lumii. Tot de atâtea ori a primit acest titlu și din partea celor de la UEFA și tot de 5 ori și din partea celor de la FIFA. Manuel încă mai are ani frumoși în față și mai poate avansa în acest top. Pe locul 7 se află unul dintre cei mai extravaganți portari din totdeauna și, de ce nu, unul dintre cei mai valoroși gardieni ai buturilor din toate vremurile. După cum v-ați dat seama, este vorba despre Oliver Kahn, deosebit de iubit la el în țară pentru stilul său barbar în care își trata adversarii. Poate chiar a fost portarul cu cele mai curajoase intervenții. Chiar dacă se făcea auzit sfichiul biciului sau lucea muchea de cuțit, acesta, fără vreo ezitare, își dădea viața în teren pentru țară și pentru club. Kahn a avut un spirit senzațional de luptător și mereu a știut să-și împingă în fața colegii chiar și în cele mai grele momente. Cu naționala se poate lăuda doar cu triumful de la Euro 1996, în schimb împreună cu Bayern a cucerit toate trofeele posibile, printre care și Liga Campionilor și Cupa UEFA, dar și 8 titluri în Bundesliga. A fost de 7 ori portarul anului în Germania, de 2 ori fotbalistul german al anului, de 2 ori pe locul 3 în cursa pentru balonul de aur, de 8 ori numit portarul anului în Europa și multe alte premii, încât s-ar frânge penița între degete enumerându-le. Cariera lui Oliver Kahn a durat 21 de ani, peste două decenii în care își băga dușmanii în boale cu urletul său de leu. Cu o treaptă mai sus se află un alt portar, fiind vorba despre nimeni altul decât Sepp Maier, și el văzut printre cei mai mari gardieni ai buturilor din totdeauna. Și îndrăznim să îl clasăm pe Maier mai sus decât pe Kahn și Neuer, de altfel și cei de la Bayern l-au inclus pe acesta în echipa simbolică a clubului din toate vremurile. Și britanicii de la World Soccer l-au menționat pe acesta printre cei mai mari 100 de fotbaliști din totdeauna. Nu lipsește golkeeperul neamț nici din topul lui Pelé. Supranumit Die Katze, adică pisica, acesta a devenit campion mondial în 1974, păstrându-și cearșaful curat în 4 dintre meciuri, fiind desemnat cel mai bun portar al turneului. Sepp Maier a mai fost și campion european în 1972. În total, acesta a strâns 95 de meciuri pentru echipa națională, fiind multă vreme cel mai selecționat portar german. Mai nou însă, Neuer l-a depășit cu un meci pe acesta. La nivel de cluburi, Maier a evoluat toată cariera, numai la Bayern a strâns 536 de meciuri, a fost de 4 ori campion al Germaniei, de 4 ori de ținător al cupei, a triumfat de 3 ori în Cupa Campionilor și câteodată în Cupa Cupelor și în Cupa Intercontinentală. Deși era din aceeași generație cu Beckenbauer, Müller sau Breitner, Maier de 3 ori a fost numit fotbalistul german al anului. Deschide top 5-ul nimeni altul decât Miroslav Klose, cel mai mare marcator din istoria naționalei germane cu 71 de reușite și recordmanul de goluri la Cupa Mondială. La cele 4 turnee finale la care și-a făcut apariția, neamțul a marcat de 16 ori, cu o dată mai mult decât brazilianul Ronaldo. Născut în Polonia, Klose cu siguranță este unul dintre cele mai iubite personaje din istoria fotbalului german, iar celebrarea sa acrobatică după goluri nu va fi uitată cu siguranță de fanii nemți. De altfel, uriașul a
atacant a condus Germania spre titlul de campioană mondială în 2014. De asemenea, Klose este și unul dintre cei mai longevivi fotbaliști din istoria naționalei sale, pe care a reprezentat-o timp de 13 ani. Acesta a strâns 137 de apariții, fiind al doilea cel mai selecționat german all-time. Așadar, încă o dată, Klose este cel mai mare marcator din istoria naționalei și al doilea cel mai selecționat jucător. Cred că aceste lucruri vorbesc de la sine despre valoarea colosală a acestuia. La nivel de cluburi, cele mai multe trofee Miroslav Klose le-a cucerit cu Bayern, însă are o cupa a ligii cu Werder și o cupa a Italiei cu Lazio. Neamțul s-a retras în 2016 la 38 de ani, fiind un idol pe Stadio Olimpico. Pe locul 4 se află unul dintre cei doi nemți care au primit de două ori balonul de aur, fiind vorba despre Karl-Heinz Rummenigge, care a fost desemnat cel mai mare fotbalist al lumii în 1981 și în 1982. Superatacantul german a marcat 45 de goluri în tricoul echipei naționale în cele 95 de selecții acumulate. Acesta a devenit odată campion european în 1980 și a pierdut ulterior două finale ale Cupei Mondiale. Rummenigge a fost numit odată cel mai bun fotbalist din Germania și în 7 ani diferiți a fost inclus în echipa simbolică din Bundesliga. De asemenea, firesc, numele neamțului a fost menționat de către Pelé în topul FIFA 100. Primii 10 ani ai carierei Karl-Heinz Rummenigge i-a petrecut la Bayern, cucerind două cupe ale campionilor, două titluri în Bundesliga, două cupe ale Germaniei și o cupă intercontinentală. În total a strâns pentru bavarezi 422 de meciuri și a marcat 208 goluri. Apoi a urmat capitolul Inter. Atacantul german a petrecut 3 ani în Serie A, ca într-un final spre a cursul carierei sale fabuloase se mai evolueze în Elveția la Servet, unde era desemnat cel mai bun fotbalist străin. Deschide podiumul Lothar Matthäus, cel pe care experții de la France Football la finalul anului 2020 l-au inclus în primul 11 al tuturor vremurilor. Cu 150 de apariții în tricoul echipei naționale, marele mijlocaș este cel mai selecționat jucător din istoria Germaniei. Acesta a fost convocat prima oară în 1980, tot atunci Matthäus, la doar 19 ani, cucerea titlul de campion european. În 1982 pierdea o finală de Cupa Mondială, ca mai apoi, 4 ani mai târziu, să fie învins în aceeași fază de către Argentina lui Maradona. Ulterior însă, în 1990, se revanșa. De altfel, la acea oră, multă lume îi compara pe cei doi, evident însă cu un plus pentru argentinian. Pentru ultima oară, Lothar Matthäus a îmbrăcat tricoul naționalei la Euro 2000. În acel moment avea 39 de ani. Cum spuneam, acesta a fost și campion mondial și campion european, dar în același timp nu a dus lipsă nici de trofee la nivel de cluburi. Devenind de 7 ori campion al Germaniei cu Bayern, de 3 ori a triumfat în cupă și odată în Supercupă. De asemenea, în 1996 s-a impus în Cupa UEFA. A mai cucerit trofee și alături de Inter, unde a evoluat între 1988 și 1992 și, ca o completare nobilă a unei cariere formidabile, Lothar Matthäus se poate lăuda și cu balonul de aur, obținut în 1990. Firesc, acesta are loc și în clubul select al lui Pelé. Pe locul 2 se află nimeni altul decât Gerd Müller, supranumit Der Bomber pentru proiectilele sale letale. Acesta este considerat de multă lume drept cel mai mare fotbalist din istoria Germaniei și unul dintre cei mai mari atacanți din totdeauna. Cu 566 de goluri, Müller este cel mai mare marcator din istoria lui Bayern. Pe 2 este Lewandowski cu 268 de reușite. De asemenea, marele atacant a deținut multă vreme recordul pentru cele mai multe goluri într-un singur an, fiind vorba despre 68 de reușite în doar 62 de meciuri. Acest reper însă a picat în 2012, când Messi a reușit să înscrie mai multe goluri. Gerd Müller a fost și mult timp golgheterul selecționatei cu 68 de reușite. Recordul acestuia însă, după cum am mai spus, a fost anulat de către Miroslav Klose. Ce ține de trofee, faimosul neamț nu are nicio deficiență. A fost campion mondial, campion european, a triumfat cu Bayern de 3 ori în Cupa Campionilor, o dată în Supercupa UEFA și o dată în Cupa Cupelor. S-a mai pus și de 4 ori în Bundesliga și în alte competiții interne.
E superlativă și galeria sa de premii individuale, încununată cu balonul de aur din 1970. Ca stil de joc, Gerd Müller a fost un vârf tăios, nu era înalt, dar avea niște desprinderi de la sol nemaipomenite. Iar abilitățile sale de a lovi decisiv cu ambele picioare și de a citi jocul ca un oracol îl fac cu siguranță unul dintre cei mai mari jucători pe care i-a oferit fotbalul vreodată. Și în final, pe primul loc se află poate cel mai mare fundaș din toate vremurile, Franz Beckenbauer, cunoscut și ca Der Kaiser, adică împăratul. Supranume oferit datorită stilului său dominant și totodată elegant prestat în teren. Cu Beckenbauer în defensivă, Bayern și Naționala Germaniei au devenit cele mai mari forțe ale fotbalului. El era capitanul ambelor formații. Alături de selecționată, Beckenbauer a devenit și campion mondial și campion european. De asemenea, mai pierdea o finală de cupă mondială și odată ocupa locul 3. În tot total, acesta și-a reprezentat țara timp de 12 ani, acumulând 103 selecții și devenind unul dintre cei mai selecționați fotbaliști din istoria Germaniei. Alături de Bayern, triumfa de 3 ori la rând în Cupa Campionilor, adică Champions League. Se mai impunea și în Supercupa Europeană și în Cupa Cupelor. De asemenea, cucerea de 4 ori titlul în Bundesliga și tot de 4 ori triumfa în cupă. Franz Beckenbauer a primit 2 baloane de aur, a fost desemnat de 3 ori fotbalistul german al anului. 12 sezoane la rând a fost inclus în echipa simbolică a Bundesliga. Este membru al topului creat de Pele și component al echipei simbolice din secolul 20 potrivit comunității de fotbal. Ca stil de joc, Beckenbauer era un stoper desăvârșit din punct de vedere tactic. Un pasator remarcabil și atunci când ajungea în posesia mingii, avansa către mijloc prin sprint sau dribling pentru a crea un avantaj numeric de la centru în sus. Der Kaiser a fost perfect. Atât pentru astăzi, prietenii. Dați like dacă v-a plăcut, abonați-vă și conectați notificările pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă pe acest canal și nu uitați principalul. Iubiți sportul, pe curând!